Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vă fac iarăși o surpriză plăcută. Revenim la Denis Caba, care și-a împlinit un vis de a-și face o microfermă cu vizitaj. A concesionat un teren de la primăria Ineu. Cam câte hectare? 7 hectare? Cam așa? Cam așa, 7 și aproape. De pe Denis, îl știți, de la grădina zoologică. Am filmat la el acasă. Uitați aici ce frumusețe are, ce vițele de obrac, nu? Da, obrac. O rasă de carne. Chiar l-am întrebat, astea nu au lapte decât să-și crească viței. Sunt splendide, frumoase. 6 femele, 6 juninci. Cât au? Un an? Sunt între 10 și 14 luni. Astea mai mari, se vede cât sunt mai mari. Iar de la ce vârstă se montează? De la aproximativ 2 ani? 14-15 luni se pot monta deja. Dar cel mai bine ar fi poate, cam asta e vârsta un an jumate, 2 ani. Da, cam asta e vârsta optimă. Dacă ai taur între ele se montează. Și vrei să mai achiziționezi 4 și un taur, nu? Da, încă 4 femele și un taur. Dar taur tot așa mai tânăr, nu? Sau... Nu odată cu ele, să nu fie mai mare la vârstă. Să nu fie nici prea greu. Aștept până la cât ajung? Până la o tonă? La o tonă. Superbe, superbe, să străiască. Cu una au avut și niște peripeții, au fugit una. Chiar după ce le-am Elodia, cum ai zis că te-a Elodia, nu? Elodia. Aia chiar din margine. Au pierdut-o, au găsit-o după vreo 3 zile, la vreo 10-15 km distanță. Dar totuși bine că au găsit-o, că e o valoare destul de mare, o bucată. La 1700 de euro. Superbe, ce... Le dai și abrac, așa e? Da, dimineața și seara abrac, fân și pășuni. Și numai pășuni. Aștia și iarna, cred că, sau... Iarnă, vară, libere. Ca angusul. Ca... Da, ca și angusul. Ca și rasă de carne. Ca parcă era și obrac de lapte. Nu e asta ceva? Nu, alea jersey de lapte. Zicea Oli ceva obrac de carne, nu știu cum, de lapte, da. Seamănă cu obracul, arată aproximativ la fel, dar nu au formele, sunt jersey, alea specifice. Rugere mare, așa. Astea se vede pe ele ce forme au. Ce pulpă are, ce. Dar un tăuraș cum ar fi, dai să mă. Tăuraș e mai cu forme. Mai masiv. Locul e superb aici. Să facă Denis cu vizitaj, să fie deschiderea la 1 iunie anul acesta. Bineînțeles, mai are mult de lucru, o să ducă și lebedele și mai multe animale pentru copii, cu loc de joacă pentru copii. Îi, în perspectivă, va fi ceva frumos, dar treptat, ușor, ușor, cu pași mai mici. Nu putem face totul dintr-o dată. Important e că a început. Să mergem să vă arătăm și celelalte animăluțe din microferma Tărâmul Animalelor Ineu, al lui Denis Caba. El este cățel de la Sasha, este la Denis, Aran. S-a făcut foarte frumos, aici este o femeluță care a luat-o din altă parte, tot de cangal, dar pe care și ceva metis în ea, ceva. Cățelul e frumos, era, cum zice și Denis, mai frumos dacă era urechile tăiate, cupate. Bravo! Bravo, cățeleașul! E foarte frumos că sunt și pomi. Chiar am spus la Denis că ar putea să facă niște tiroliene din alea pentru copii, pentru ca un parc. Aici o să vedeți o pereche de alpaca. Care e masculul ăla alb? Ăla alb e masculul și aia maronie femeia. Din Ungaria ai luat? Din Ungaria, da. Alpaca huacaia. Ăștia nu știi dacă sunt montate, nu-i? Nu-i montată, cred că au numai un an și un picuț. La 2 ani se montează și gestație 12 luni.
11 luni, pardon. Ca la cal, cred că așa e. Ca la apă. Ca la apă, da. Poți să ne închizi un pic, să nu se mai spări, știi? Las cu minți, oricum. Aici ai locul lor și a oilor de Camerun, pe timp de noapte. Oile de Camerun sunt acolo în capăt, ele rămân cu Île-de-France. Ah, sau cu Île-de-France? Da. Și aici, armăsărușul, ce ponei e ăsta, ponei? Ponei Shetland, varietatea Apalosa. Scoate-l afară! Mă, nu prea-i place afară, am observat. E că s-a săturat, m-a păscut toată ziua. E un pic de vânt și nu, uite ce frumos. Uite. Mă, cam mușcă, e cam nerăvaș. Poți cu el și la expoziție, Denis? Da. La Indagra sau cum e zis? La... Explorat. Explorat. Târgul primăvară. Târgul de primăvară și mai e un târg de toamnă. Da, agromalinul. Acolo iar trebuie să mergi, așa e? În 5-9 septembrie. Ce frumos colorit are. Superb. Nu e așa bătrân, nu? Cât are? 4 ani. Schimba dință, nu? Nu, nu te arătați. Mă, 2, 3. 3. E cu minte, mă. E lui rău că încă nu l-ai dat la munte, dar când o să înceapă să montez, atunci o să fie mai agitat, mai. Acum aștept la pândă, dacă aș găsi o iapă așa ca și el, aș cumpăra. Să faci perete. Dar sunt foarte scumpi culoarea asta și foarte rar, nu prea se găsesc. Mai arătăm alpaca. E ciudat, adică o ciudățenie a lor, unde acum îl vedeți grămada de gunoi, de excremente acolo, ele nu fac numai într-un singur loc și urinează și excrementele tot într-un singur loc. Ai, au aici o grămadă și înăuntru pe timp de noapte iarăși tot așa, nu mai într-un loc. Și o pisică aia aici. S-ar fi bună cu mârtanul meu, cred că, la fermă. Oh, domnul Ovidiu, ce fac? Aici o căpriță pitică, uitați ce frumosă se duță. Iar am zis că ea căprița săracă e cât un ied. Dar e duță super. Asta cred că cu negru e fetiță, așa e? Da, asta neagră e fetiță și ăla înseamnă mai albă e de uite ce are, ai văzut? Lângă urechi. Da, da. Ca și mama. Exact așa e și la... Chiar n-am mai văzut așa cercei la ureche. Da. În spate la crotal. Superbi. Am înțeles că se și caut, așa e, Denis? Ai da, o pereche trebuie să trimiți în... E rezervată o pereche, un țăpișor și duță, numai să-i încercăm, încă nu s-a încercat. La 500 de euro, e mai scump ca angul lubianii noștri. 500 de euro o să plece la o pensiune în Maramureș. Păi. Cât au ei? O săptămână? O săptămână. Are căprița, ugerașul pentru ei, e suficient. Normal cam numai unul fată, dar asta văd că a făcut da, doi. Da, a făcut doi. Mă aștept și la cealaltă. Aia altă iară e mare, așa e să facă tot doi. Aici mieluță de... Île-de-France. Hai că putem intra. I-ați mai văzut și acasă la Denis, doar că acum sunt mult mai mari. Ăsta e berbecul. Cu pedigree, cu tot. Și ăștia cât ajunge? 500 de euro? A, în felul în care arată acum sunt 400-500 de euro bucata. La vârsta asta. După ce ajung aștia, la maturitate, se vând. Aștia la toamnă se împerechează, cred că femeluțele, așa-i? Da, da. Și berbecul da. E apt. La toamnă se vând. Băi, el e foarte blând, că l-au crescut cu biberonul. Au aici libertate, acum. Au și, din, au și iarbă. Cu patru au fost. Patru pe oaie, hai după. Patru, da. Și așa l-a luat prietenul ăsta meu de la Tășnat, care are ferma de Île-de-France. L-a luat de cu femelă și a fost și cu noi la biberon. Da, putem ieși pe aici pe afară? Da, da, putem ieși și mergem la... Să vedem oile de Camerun. Și să vedem căprițele pe unii ori fugi. Alea la alte căprițe pitice. Ce nu-i departe de Ineu la... un kilometru jumate de Ineu, dar cel mai important e că trece drumul național DN79A
Și acolo o să pună Denis, e curentul pe el, nu? Nu, nu, o să treci liniștit. O să pună Denis o firmă ca să poată să, să vină vizitatorii. E cam la 500 de metri de drumul național. O să fie de viitor, ceva frumos. Locul... Ca să mai revenim și la natură, că dacă continuăm în ritmul ăsta, o să ajungă copiii peste 10-20 de ani să nu mai știe cum arată o scroafă, o găină, un purcel. Nu-i așa, Denis? Da, așa e. Ăsta e și scopul, nu? Să da. Îi facem să petreacă cât mai mult timp în natură. Natură și cu animalele. Animalele. Da, animalele te destresează, chiar ziceam eu de multe ori. Pentru mine e o destresare. Când mă duc la capre, deja se schimbă datele probleme. Aici la tine mai fain, e și natură, deci... Da, și o să fac tot felul de programe. Spațiu. Să fie loc de joacă, toboganul umflabil, plimbări cu poneiul, plimbări călare. Da. Seara o să facem focuri de tabără. Super, super. O să am și un mini bar unde părinții pot să servească o cafea, un suc, o înghețată la vară. La deschidere pe 1 iunie o să fie gratuit. Va fi o zi gratuită. Plus, în față o să fie niște topogane din alea de inflabile, da. Eu zic că o să meargă treaba, numai acum încet, nu o să fie chiar din prima, pentru că până când află lumea... Până află lumea, bine, tu poți să popularizezi și pe rețelele de socializare. Deja avem deja pagina început. De Facebook, Tăriul Animalelor Ineu. Da, puteți să vizi. Pagina de TikTok. Da, poți să pui acolo cât mai multe video. O să facem și cât de multe programe, cât de multe activități pentru copii. Cu care să-și petreacă timpul frumos, și să vină și cu drag. Salcâmi acum înfloriți. Avem foarte multe păsărele sălbatice. Da, aici se aude un cântec deosebit, da. Non-stop. Chiar aici am văzut acum în dreapta noastră, în scăieț. Dar nu-i mai zăresc acum, dar aud. Da, ceva. Sticleț. Uite, unul chiar acolo jos, nu știu dacă îl vezi, pe un scăiete. Da, să focalizeze. Păsările se simt foarte bine aici. Ați acolo sticletele. O grămadă de specii de păsări avem care cuibăresc aici, inclusiv brața sălbatică. Da, e un mini... cum să zic, o oază de verdeață în mijlocul câmpului. Pentru că sunt și mulți copaci. Aici a fost o unitate militară, un depozit de muniție. Dar acum nu mai sunt unitățile și s-a desfințat. Aici oile de Camerun, ia problemă, lăsăm așa de mărim. Aici zoițele sălbatice. Le-ați văzut și acasă la Denis, dar aici le vedeți mai în largul lor, mai în mediul lor. O mică turmă. Astea normal sunt ornamentale, tot așa. Soi de carne. Se exploatează foarte mult. Se poate exploata, da. Dar și mai mult, parcă ți-o și milă să le tai, că-s, da, sunt foarte frumoase. Sunt drăgălași, așa, mai ales și alea cu alb, cu bălțate, așa. Și aceeași treabă, nu știu dacă am apucat să-ți spun la noi acasă când ai venit, dar spun acum, ele practic nu au legătură cu aia, ele sunt... Cu flonul, da, da, ai zis tu. Sunt trecute numai ca și voi de Camerun, ca să nu fie nevoie de actualizare. Da. Ai zis că vrei să-ți achiziționezi și o pereche de cerbi, nu? Da, urmează o pereche de cerbi. Vrei în depărtare și vacile. Pe partea stângă a parcului o să vină locul pentru cerbi, pentru că avem și pădure și pășuni. Ți-am zis, deci cum sunt 7 hectare și e bine că ai deja stâlpi, ai gardul cu gard din sârmă ghimpată. Deja ai și terminat, da, acolo, e pusă. Doar că trebuie o pus Denis pe două laturi, latura asta lungă și în spate. Gard pentru, cum le zice, plasă de vânat, plasă înodată de vânat, zic eu destul de rezistentă, plus că este pe lângă sârma ghimpată, deci și sârma ține. După mine cred că e cea mai rezistentă plasă după ce a sudată. Panourile alea din calatea, asta e cea mai rezistentă. Da, e înodată, nu e lipită, știi? Da, am prieteni care țin alea care e lipită, bizon. Trece până ea, știi? Da, se împinge și se deslipește, da. Asta, am eu. Cum e a meu acasă, la fermă. Asta e foarte rezistentă. Da, și asta i-am spus și eu, i-am dat o idee să îngrădească cu gard puternic
de jur împrejur și atunci poate să le lase toate libere aici, plus că o să ducă și lebedele, deci să fie ca o mini grădină zoologică, în aer liber, să interacționeze copiii cu animalul direct. Acum, mai ales că sunt, sunt blânde și oile și se mai îmblânzesc și de acum. Ele știu să vină, dacă luăm o mână de porumb, acum toate vin. Da, da, da. Și o să fie văcuțele, oile de Camerun, caprele, pitici, albaca, da, păunii, da. Fazani o să am foarte multe specii. Să fie, deci. Struții urmează să-i aduc aici, lebede, rațe, gâște exotice. O să fie frumos. Armăsăruș. Da, uitați și celelalte căprițe pitice. E frumos colorit, au așa alb cu negru. Aia una, uite aia acolo, care trebuie să fete cât de curând. Are și pulpița formată, uitați ce urger are, chiar zicea Denis că trebuie să apuce de muls. Aia se face doi, sau s-ar putea și unul, că se mai întâmplă câteodată să fie burta mare, dar nu. Dar nu face doi. Da, da. Asta e fătată, micuța, asta mai mică. Da, asta mai mică, de aici către noi și cu aia mai albă, au ieduții ăștia doi. Aha, și ieduța aia la altă mică? Aia la altă mică e alu neagră, care e fătată acum. Și da, anul trecut? Da, da. Uh-huh. Cealaltă eduță mai mare e alu asta bătrână, care trebuie să fete iar acum. Care dă după ea? Aia la altă mai mare. Uh-huh. Aia după care odată e alu neagră. Aia, dar înseamnă că o fătă mai repede de un an, că aia n-are un an. Nu, mult mai repede. Uh-huh. Păi, ca să spun... Ia-ți pișorul, ce frumos e, ce carne frumoase are. Cam într-o lună și ceva. Așa, cum s-au montat a mele. La o lună le-am montat șeic. Deci, în mod normal, uterul are nevoie de minim o lună ca să se refacă. Da, zic și eu de părere că dacă s-au montat ele libere, fără ăsta, ca așa mele, fără injecții, deci da, trebuie să fie ok. Țapul e super. Ce carne are încă. Cu jumate alb, jumate negru. Fai, super sunt coarnele. Și coarnele sunt împărțite culoarea. Și nu e așa bătrân, așa, e? Asta e al doilea an. Ăștia te-ai le-ai luat dintr-un loc, sau? Da, toate s-a dus de la grădina zoologică din Berlin. Aoleu. Scrotaliate de mine cu pedigree, toate, pașapoarte am la toate. Dar scrotalele de Germania sau? Nu, sunt trecute pe România. Sunt trecute pe România. Cum îi zice la armăsar? Tyson. Ce șot fac calpaca. Ăsta e sunetul lor, așa fac. Uh-huh. Ca un... Ca un... Ele mănâncă exact ca oile, aceeași mâncare. Da, da. Și ca și caprele, da. Acum la oile le mai dau abrac, le mai dau porumb. Uh-huh. Dar ele nu au nevoie. Ele le dau granule de lucernă. Nu prea e bine să le dai cereale, așa e. Nu. Porumbul nu le face bine deloc. Și oare să tund așa la vară? Da, trebuie să le tund. Trebuie tunse. Cred că și lână ar fi. De acolo de unde se ale originale, și lână se folosește de la ele. Au o lână extraordinar de fină. Mai fină ca oaia, da. Cu mult. Foarte moale. Și ele cum ar trebui să aibă mai multe femele? Masculul, da, merge, sau... 3-4 femele merge la masculul. Uite ce unghii șoade au, ce unghii ciudate au. Au vezi? Ca două degete. A-a. Ca niște gheare sunt unghiile, nu sunt ca la oi, vedeți? Observați? Sunt originale din America de Sud. Foarte interesante și... O să fie atracția tărâmului animalelor. Și urmează să vedem acum tot de la domnul din Ungaria de unde le-am adus. Să aduc o pereche de canguri pitici.
Și cerbi iar o să fie frumos. Și cerbi, da. Dar ea se pot ține cerbi, se pot, nu? Se pot ține, pentru că ferma o să fie autorizată. Tot ce e aici, tot e pe firmă, e pe autorizație. Ce ochi frumoși au, parcă -s... Parcă-s ochi așa de pisică, rotunzi. Tui. Hai. Hai. Hai la dorul, hai. Hai de hai. Un mic tărâm al rațelor. Ai și pe oaă, văd că acolo. Hă? O rață și o gâscă care clocesc. Are și ceva gâște comune, o pereche. Vă zice Denis că toate ouăle sunt, de fapt, două gâște și un gânsac, mi se pare, așa e? Da, da, da. Aia e ceva de american, ceva. Sunt metisuri, nu? Metisuri, dar zice că toate ouăle sunt fecundate la gâsca. Și la care rață. Stă, și la rață, care stă pe ouă. Și singura rață care o am în rasă pură de aici, e rățoiul ăla. Rățoiul alb, mut. Mut, da. Rățoiul mut, care e mută coțofană. De la au mine. Și apă acolo. Și alea albe sunt alea de carne, pechii nu muresc. Sunt multe belți aici pe spațiul ăsta. O să fie frumos și pentru lebede. Verdeață, umbră, cam soare, tot cam dori. Tot ce își poate dori o pasăre de apă. De aceea să și văd că sunt foarte liniștite, foarte... Uite-le că și intră pe foarte apa. Fericite aici. Denis, îți doresc spor la... treabă, la afacere. Mulțumesc și... din suflet și vă așteptăm cu drag. Da, după ce se deschidă și când o să fie mai multe animăluțe, să mai facem o filmare. Dai baftă și numai bine. Mulțumesc, la revedere. Mulțumim și noi, sănătate.